Astăzi avem onoarea și bucuria de a avea, iată, a doua oară la Iași, la o lansare de carte, pe domnul academician Virginie Maianu. În anul care a trecut, am lansat o carte omagială dedicată domnului Virginie Maianu, scrisă de covorbiri și de cei de la covorbiri, deci Virginie în anul 75, și la propunerea și numită Iturie Spatul Giro, au încercat să găsesc un loc unde ar fi mai diluit ca domnia sa să fie prezent și să-și lanseze seria de opere pe care o publică Iturie Spatul Giro. Sper că aici este un loc potrivit, înconjurat de cărți și de iubitori ai cărții, unde să lansăm ultimele două apariții, cele mai recente apariții din seria opere de la Iturie Spatul Giro. Marjan Lozganian este pe drum, din păcate, plecat de la Episcopia Catolică, o mașină de gunoi mi-a spus acum la telefon, le-a blocat drumul, a reușit să-i înlăbărească, deci vine, va fi și el aici prezent. Aș ruga pe doamna Alina Răteanu să înceapă ea. Bună ziua! Sunt foarte onorată să vorbesc astăzi despre două volume din seria de autor Virginie Maianu, pe care le editează editura Spalducino. Vor fi, dacă eu am înțeles bine, 13, meritul important 10. Meritul important în îngrijirea acestei ediții le revine domnilor Bambulea, și mai ales domnului Sorin Lavric, care a îngrijit cele mai multe dintre aceste volume. Eu am fost încă o dată extrem de onorată să coordonez volumul dedicat lui Ștefan Augustin Doinaș, Surâsul Abundenței, ajuns la a treia ediție. Dar interesant, decât să descriu experiența mea de coordonator, e să fac o prezentare a acestor două volume, România și liberalismele ei, tradiție și libertate, și Surâsul Abundenței, într-un tot unitar. În primul rând, aș vrea să accentuez că ne aflăm sub semnul normalității, ceea ce nu este un lucru obișnuit, din păcate, în România. Și este din nou meritul editurii Spalducino de a ne plasa în această normalitate. Ai edita, ai publica, ai livra cititorului pe Solomon Marcus, pe Virginie Maianu, curând pe Sfânta Golopenția, ca să citesc doar trei dintre numele importante, este într-adevăr un lucru important. Asta înseamnă să-ți asumi editarea elitei și să propui adevăratele modele într-o Românie cam haotică. Ceea ce m-a impresionat pe mine, repet, nu este atât cartea dedicată lui Ștefan Augustin Doinaș, studiul monografic ajuns la a treia ediție, ci lectura celor două volume ca un tot unitar. Și accentuez că, pentru mine, cel mai interesant lucru ca element coagulant între cele două apariții editoriale este adenda la primul volum, care cuprinde 5 articole dedicate unor proiecte așa cum ar fi putut ele să fie. Ele ne dau imaginea unor studii formidabile pe care cultura română, din păcate, le-a ratat, pentru că responsabil Virginie Maianu s-a simțit dator, după 1990, să contribuie la o schimbare, cum spune el, civilizată, normală și omenoasă a vieții în România contemporană. Concluzia sa, după cei 10 ani de publicistică, strânși în volumul România și liberalismele ei, sunt că au fost 10 ani pierduți. De ce pierduți? Pentru că
așa arată România după 25 de ani, foarte departe de ceea ce și-ar fi dorit, de ceea ce spera Virgil Nemoianu, din ceea ce speram noi, mulți dintre noi, că va fi România. Și ce propune în această agendă și de ce mi se pare ea atât de importantă? Sunt cele două proiecte pe care Virgil Nemoianu ni le prezintă in nuce, dar într-un sâmbure deja suficient de dezvoltat ca să ne dăm seama cam cum ar fi arătat cele două proiecte atât de importante. Unul se referă la generația de aur din cultura română și referința clară și nu întâmplător legată de liberalism este Junimea și imediat legată de ea Cercul Literar de la Sibiu, a doua, generația 60 de critici reprezentativi. Eu am urmărit cu un enorm interes acest prim proiect. Ce ar fi putut să fie o revizuire canonizată a istoriei literaturii române, focusată pe această generație de aur a Cercului Literar de la Sibiu. Și dacă veți citi și vă invit să citiți în acest sens cele două volume, veți observa că, de fapt, acest proiect este foarte prezent atât în România și liberalismele ei, în Cultură și Libertate și, evident, în Surâsul Abundenței. În primele două volume strânse acum de Spanducino într-un singur volum, ele există fragmentat. Există niște pagini excepționale despre Ștefan Augustin Doinaș, Negoițescu, pagini cum nu s-au mai scris, despre Regman, despre Balotă, despre Inde Sârbu. Adică figurile foarte importante ale Cercului Literar de la Sibiu. Surâsul Abundenței eu îl privesc ca pe un capitol deja perfect formulat, care, reluat într-un context mai mare, căruia i s-ar adăuga aceste pagini excepționale despre ceilalți cerciști importanți, poate și corespondența cu Inde Sârbu din Traversarea Cortinei, care iarăși a fost un moment extrem de important pentru lansarea lui Inde Sârbu în conștiința noastră a tuturor, ar da o imagine mai apropiată de ce ar putea să, de ce ar fi putut să fie această istorie revizuită, canonic, a generației de aur reprezentată prin Cercul Literar. Semn de imposibil. Asta va spune Virginia mea. Eu am citit cu această speranță că ele ar putea fi grupate pentru a da o imagine coagulată de istorie. Bun. Un lucru foarte important. Virginia Moianu, și asta ne face cu atât mai mult să regretăm că cele două proiecte nu au putut fi realizate. Este singurul, așa cum a dovedit-o până acum, care ar fi putut plasa într-un context universal, dar în modul cel mai firesc, acest capitol de literatură română. Pe de altă parte, mi se pare iară important de semnalat, autorul nu se plasează pur și simplu ca un exeget al Cercului Literar. Mă opresc cu apăsarea asupra acestei teme, ci ca parte din Cercul Literar de la Sibiu. Insist, Virgil Nemoianu este mezinul Cercului Literar de la Sibiu. Și am în acest sens îmi vin în minte două texte. Unul este o scrisoare a lui Ștefan Augustin Doinaș pe care domnul Nemoianu a avut generozitatea
să ne-o pună la dispoziție, în care Tornaș trăiește ca pe o sfâșiere despărțirea de Virgil de Moianu, stabilit foarte departe de România, o sfârșire pe care eu nu am întâlnit-o decât recent într-o piesă de teatru rămasă neterminată sau într-un poem cum este Remember, în care cu aceeași sfârșire Dornaș retrăiește despărțirea de certiști în momentul venirii comunismului, când tot se exilează, se împrăștie spre locurile de obârșie. Al doilea, și iată, e o invitație ca să citiți cu maxim interes această carte, este un portret admirabil al lui Balotă, Balotă mon frère. Nu este doar o figură de stil, eu așa am citit, așa am perceput textul, menit să producă un efect, sau mizând și pe un efect sentimental, sigur. Este o realitate. Virgil de Moianu este membru al Cercului Literar de la Sibiu. Și aș vrea să vă citesc aceste câteva rânduri despre Balotă, care sunt în același timp și o succintă și expresivă descriere a cercului legat de Junina și în același timp, într-un context în care lumea politică, politicienii se agită, încep să-și facă reclamă, candidează din nou. E vorba și de o opțiune de tip electoral. Într-o preumblare cu un cunoscut tânăr scriitor, Virgil de Moianu îl întreabă, sau se întreabă unul pe celălalt, cu cine ai vota? Se aflau și atunci în preajma alegerilor. Aș vota cu junimiștii, spune Virgil de Moianu, și tânărul său prieten îi răspunde și eu la fel. Cu argumentele de rigoare, închei cu acest scurt fragment. Eu care din 1989 cu acel n-am votat niciodată în alegerile românești, socotind că nu am acest drept moral ca votant în țara în care sunt stabilite multe decenii, am răspuns tânărului interlocutor. Aș fi votat cu junimiștii. Prompt mi-a răspuns și eu la fel. Acum eram conștienți amândoi prea bine că opțiunea respectivă practic nu există. Dar eu, unul în sinea mea, mai știam ceva. Că într-un fel opțiunea aceasta există totuși, parem la nivel intelectual, că tradiția cercului literar, afirmația aia aparține lui Eugen Lovinescu, iar dacă acesta nu știa ce vorbește, apoi nu mai știu cine știe ce vorbește, este tradiția junimismului însuși. Că umanismul cosmopolit și inovator se poate uni prea bine cu valorile locale și naționale. Că un clasicist senin și cumpătat poate prea bine să se împace cu entuziasmul afirmativ față de modernitate și de progres. Că liberalismul democrat are totuși o tradiție reală între Carpați și Dunăre, în pofida unei istorii chinuite și a unor vinovății greu de ignorat. Paginile lui Nicolae Balotă dovedesc din plin că ce am spus acum nu sunt vorbe goale. Îmi permit să mă înscriu smerit în această linie și să spun cu faș. Nicolae Balotă, mon frère. Vă mulțumesc! Mulțumim, Iadu, pentru concretul eșeu maestrului Virgil de Moianu, un maestru al eșeului estetic. Aș spune că pe Alca nu putem plăca atunci să sfârșim și Valentina Măzgălea și mulțumim că ai reușit. O să rugăm pe Mircea Platon să intervine. Vă mulțumesc. Voi fi destul de scurt. Voi încerca să subliniez doar rolul de mediator între
România de azi și România de ieri, pe care Virgilie Moianu l-a îndeplinit cu strălucire în timp ce locuia în Statele Unite ale Americii, de fapt. Deci s-a folosit de acest interval geografic pentru a-l recupera ca un spațiu al libertății din care ne-a putut oferi și înainte de 1989, dar și după 1989. Și acest volum de publicistică grupează eseurile și articolele apărute în presa română, mai ales în perioada anilor 90. Desigur, sunt și unele din perioada anilor 80 scrise în Statele Unite. Ne-a putut oferi niște diagnostice foarte precise ale stării, de fapt, din România și, de asemenea, ne-a putut oferi nu niște soluții, dar ne-a putut oferi ne-a putut da idei, ne-a putut oferi niște indicații în privința cum ar trebui privite lucrurile de România. Și acest lucru este foarte important, deoarece ceea ce se observă la recitirea acestor texte este cât de bine rezistă, cât de actuale sunt ele. Deoarece sunt scrise dintr-o perspectivă, să zicem așa, conservator-liberală, de om care înțelege să prețuiască și tradiția, dar și libertatea, și de om care înțelege să nu judece lucrurile nici cu patima și nici cu părtinire. Tot Virgilie Moianu vorbea la un moment dat de calcul valorilor. Cred că aceste studii sunt scrise cu acea detașare pe care ți-o dă atât o carieră foarte bine rotunjită în mediul universitar american, cât și patriotismul luminat. Virgilie Moianu este unul din naturile principale ale eseisticului, este acela că nu se ferește să contextualizeze dezbaterile de idei din România. Vedeți, el nu judecă, de exemplu, generația interbelică sau, să spunem așa, junimea cu vorbirile sau o anumită zgură post-eminesciană, pseudo-eminesciană, nu le judecă global, le contextualizează. Și în acest mod este foarte interesant cum el încă din anii 90 pleda pentru o recuperare lucidă a tradiției culturale românești. Nu el se situa nici de partea celor care încercau să blameze întregul trecut, întreaga tradiție culturală a României, nici de partea celor care încercau să reînvie anumite forme vetuste sau anumite retorici nocive considerate a constitui, să zicem așa, tradiția eminesciană, de exemplu. El are, de exemplu, aici un articol despărțirea de eminescianism, care, mă rog, titlul poate suna foarte înfricoșător și ca un atac la identitatea românească, dar, de fapt, nu e vorba despre o despărțire de eminescianism, în sensul de despărțirea de Eminescu, ci despre contextualizarea jurnalisticului Eminescu și despre despărțirea de anumite epigoni eminescieni și de anumite lecturi abuzive și patriotate ale lui Eminescu. Pentru că, după cum sublinează Virgilie Moianu, înțelegând cultura română în contextul ei, în contextul trecerii foarte rapide și cumva contorsionate, sucite, o numește Virgilie Moianu, la modernitate, în secolul al XIX-lea, el constată că, de fapt, această trecere sucită a produs niște întrebări și, deci, după aceea, aceste întrebări au generat niște răspunsuri care nu sunt specifice, aceste angoase și aceste răspunsuri nu sunt specifice doar societății românești. Ele au fost specifice, au fost generate de orice societate care a trecut prin acest proces. Ceea ce a fost specific societății românești a fost, poate, violența întâlnirii cu modernitatea, mai întâi în secolul al XIX-lea, prin trecerea foarte rapidă, prin acea ardere a etapelor de care s-a tot vorbit în istoria culturală românească, și apoi, poate chiar și în cazul modernizării comuniste sau pseudo-modernizării comuniste, mă rog, a fost și acolo un tip de modernizare, așa a fost o experiență traumatică. Dar ele se cer înțelese puse în context. Și puse în context, aceste experiențe și aceste discursuri ne oferă, după cum arată Virgilie Moianu, exemplul abordării cu onestitate și discernământ, de multe ori, al problemelor generale puse de modernizare. Și el se referă aici, de exemplu, la Virgil Magiaru, la Eugen Lovinescu, încearcă să recupereze și prin cercul literar de la Sibiu și
chiar și prin gânditorii de centru stânga, un Garabeti Brăileanu, un Stere, încearcă să recupereze un centru miez viabil al culturii românești, al tradiției culturale românești. Și de aceea cred că e foarte relevantă această carte de publicistică, repet, care nu e o simplă, nu e publicistică de ziar, nu e vorba de articole de ziar aici, este vorba despre studii, despre eseuri, despre reacțiile unui om cu o cultură foarte vastă și cu o experiență de viață foarte interesantă, despre reacțiile acestui om la realitățile românești. Este o publicistică angajată. Și Virginia Maianu scrie aici în prefață că regretă că a scris aceste cărți. Eu nu regret că le-a scris. Eu regret că România nu s-a întâlnit cu ele atunci, în anii 90, când trebuia să se întâlnească, pentru că foarte multe din ideile din aceste cărți, de exemplu cele referitoare la recuperarea tradiției centrale europene, la descentralizare, la recuperarea anumitor forme de liberalism, erau la să spunem așa, opțiunea monarhică pentru România, pe care, iată, în ultimii ani am descoperit-o mai mult sau redescoperit-o mai mult sau mai puțin sincer. Ele erau opțiuni foarte viabile atunci pentru România și, din păcate, faptul că nu le-am abordat ne-a costat. Ceea ce mă surprinde, iarăși, la această publicistică este generozitatea lui Virgil Nemoianu. Mă uitam cum aproape în fiecare articol de acesta din anii 90 dădea indicații bibliografice, dădea sfaturi de lectură, dădea mai cititorilor din România. Este o bibliografie aș perfect valabilă și astăzi. Selecta ce era mai bun din mediul academic universitar, din revistele de specialitate, din tot ce apărea, din cărțile despre cum, referitoare la comunism, referitoare la problema economiei de piață, la istoria intelectuală, conservatoare, și încerca să le transleze, să împingă, să momească oamenii din percepție România să le citească. Cred că în anii 90 România se afla încă sub mirajul recuperării unui anumit tip de interbelic. Era mai ales interbelicul de extremă dreaptă și cred că pledoariile pe care le face Virginia Maianu în această carte pentru abandonarea acestei false opțiuni sau pentru abordarea cu discernământ a acestei false opțiuni sunt născute tocmai din angajarea lui intelectuală în România. Deci ele nu sunt rezultatul unei retorici, ci sunt rezultatul angajării existențiale a unui om care a încercat să propună niște variante de abordare rațională și normală a tradiției culturale românești și s-a izbit de anumite opacități. Deci ele sunt niște, toate aceste sfaturi de lectură, toate aceste strategii pe care le propunea în anii 90 erau rezultatul unei experiențe personale. E foarte rar să vezi acest lucru la un gânditor român, chiar și din țară, mai ales din străinătate. Și cred că aceste cărți sunt rezultatul unei mari generozități sufletești. În cazul monografiei despre cercul literar de la Sibiu și despre Ștefan Augustin Doinaș, această generozitate este cumva normală, pentru că aici domnul Nemoianu vorbește desigur despre prietenii și mentorii domniei sale, dar în genere cred că, mă rog, Virgil Nemoianu ne demonstrează iarăși că a fi conservator nu înseamnă a fi ursuz, ci poți fi un conservator extraordinar de generos și de simpatic și de aceea un conservator liberal. Vă mulțumesc! A fi conservator liberal mi se pare opțiunea practicată și de cei de la Junive, așa că și noi ne străduim să rămânem la acest registru, mulțumim lui Mircea Platon. Într-adevăr, cartea despre Doinaș este binevenită, chiar dacă la a treia ediție, pentru că, efectiv, Marele Poet este intrat într-o col de umbră, să spunem așa, după ce el a plecat la cer. Și, cu adevărat, el este un element de continuitate între perioada interbelică și post-revoluționare. Rugăm pe Valojoa Bărgaria să intervine. Mulțumesc foarte mult! Eu, de vremea când formam
un partid care se chema Uniunea Forțelor de Dreapta. Aveam ca bibliografie câteva dintre textele domnului Nemoianu și mi-aduc aminte că și dânsul odată a făcut referire la eforturile noastre, din păcate, prea timpurii, de a readuce dreapta în discuția politică românească. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun și este și o recomandare pentru a citi această carte, este aceea că ea este ca un fel de fișier de bibliotecă. Dacă vrei să ai un sumum al lecturilor fundamentale în ceea ce privește liberalismul, de pildă, le găsești aici. De Locke și Montesquieu până la Alexis de Tocqueville, trecând prin voltairieni și părinții fondatori ai Americii. De asemenea, un registru foarte bun al conservatorismului. Și ceea ce pentru noi este măgulitor e faptul că se realizează un fel de omotetie, în sensul că evenimentele care se petrec în România își găsesc de fiecare dată o referință în ceea ce s-a gândit și s-a petrecut în străinătate. E reconfortant să știi, chiar dacă ecourile sunt uneori târzii, uneori tardive, că ceea ce s-a petrecut în România avea totuși un corespondent în ceea ce s-a întâmplat în lumea aceasta. Și în privința asta aș aminti și de o incursiune pe care o face domnul Nemoianu în lumea masoneriei, din păcate cu concluzii nu foarte măguritoare pentru masoneria de astăzi și pentru templele care împânzesc America, precum căminele culturale în România, dar sublinind în orice caz meritele sale, demitizând tradiția care mergea la Hiram, întemeitorul templului de la Ierusalim, dar dându-i dreptul de cetate pentru secolele 18 și 19. Al doilea lucru pe care vreau să-l evoc aici este ținuta intelectualului în anii 90. În anii 90, a face politică era un act de cultură. Foarte mulți oameni de cultură au intrat atunci în politică, ei au crezut că lumea cea nouă se va întemeia pe cultură, așa cum s-a întemeiat și lumea pe care, după Revoluția de la 1848, au încercat să o întemeieze oamenii politici români. Se spune că noi ne-am născut creștini ca popor. Sigur, e o legendă, ne place să se spună așa. Un lucru e cert, politica românească s-a născut din cultură. Dacă mergeți într-un laborator de istorie și într-un laborator de literatură, veți vedea cam aceleași figuri. Dacă dați jos din literatură, laboratorul de istorie, ce vedeți, laboratorul de română, pe Maiorescu, pe Dulizan Firescu, pe De la Vrancea, pe Iorga, pe Goga, pe Blaga, pe atâți alții, s-ar putea ca pereții politice să rămână cam goi. Și ar fi interesant să cercetați arhivele de la Ministerul de Externe ale diplomaților scriitori, de la Alexandrii și Ghica până la Blaga și Mircea Eliade. Ăsta este un lucru care, pe de o parte, este subliniat foarte frumos în carte și cartea recuperează și unele personalități despre care noi vorbim astăzi mai puțin, cum ar fi de pildă Ace Popovici, care a jucat un rol important la începutul secolului, sau pe Cărădulescu Motru și pe atâția alții. Domnul Nemoianu, într-adevăr, este un conservator. Această carte este un elogiu al unui concept pe care, în mod paradoxal, deși dânsul se desparte de Eminescu, totuși Eminescu l-a cultivat, și anume evoluția organică. Eminescu deplângea veșnica nestatornicie. Îi spunea veșnica neașezare la români. Și, într-adevăr, în 1848 a mars anhondologia, în 1945 au fost arestați toți, dar toți miniștrii din guvernele de la 1918 până la 1938, care n-au avusese respirația să moară sau să plece. Singurii doi demnitari care n-au făcut pușcărie au fost Blaga și Simion Mehedinți, dar cu ce preț? În 1989 la fel, s-au desfințat cooperativele, s-au dat acțiuni la oameni, au fost inflații și așa mai departe. Deci fiecare dată am luat-o de la început. E bine, această carte este pentru noi o povață
că un popor se întemeiază, precum gazonul englezesc, pe evoluția organică. Într-adevăr, trebuie să fii conservator în ceea ce privește legătura tradiției cu modernitatea și liberal în ceea ce privește economia. Și domnul Nemoianu foarte frumos aduce aici cele două dimensiuni ale ființei umane. Individul, care joacă în economie și face apel adesea la Adam Smith, care este egal cu ceilalți în jocul economic și în fața legii, și persoana. Persoana cu toate neliniștile ei, românul trebuie să fie și individ și persoană. Dacă îl abstractizezi sau dacă îl accentuezi personalizându-l excesiv, cazi într-una dintre extreme. Te plânge, ca și mulți dintre noi, ceea ce s-a întâmplat în anii 90, ba chiar cu înduioșare am citit un text programatic, în care dânsul încearcă să explice ce ar trebui industrializat, ce ar trebui păstrat în domeniul economic, ce ar trebui făcut în administrație. Dacă actualul prim-ministru ar fi citit cartea asta, cel puțin primele două paragrafe din programul său nu le-ar fi primit. De aceea eu cred că întoarcerea la bibliotecă este obligatoriu pentru ieșirea în spațiu public. Drumul omului, mai ales al unui politic, de la el însuși, către piața publică, obligatoriu trebuie să treacă pe la bibliotecă. Și această carte este o carte de căpătâire în această privință. Cercul de la Sibiu, într-adevăr, este un olegiu al cercului de la Sibiu. Pe câțiva i-am cunoscut și eu foarte bine, pe Nicolae Balotă, care a scris un eseu foarte frumos despre Franz Werfel și despre cele 40 de zile despre Musadac. Balotă afirma și că una dintre bunicile lui era de origine armeană. Și am cunoscut bine pe Doinaș în Parlament, dar Sârbu, Negoițescu, Radu Stanca, toți ceilalți membri ai cercului de Sibiu, sunt avantajați în fața generației celelalte de dinainte, care este în spațiul internațional mult mai evocată. Mă refer la Cioran, la Eliade, la Sebastian, la Eugen Ionescu, la Nae Ionescu, mentorul lor, chiar ieri, alaltăieri la Wroclaw, la festivalul Bruno Schulz, a fost o adevărată dezbatere despre Cioran și evoc asta pentru că așa cum domnul Nemoianu a spus, să vină să fuge cărțile și Cioran a lăsat cu lipită de moarte să iardă caietele și nevasta când le-a găsit nu știa ce să facă, să le ardă sau să nu le ardă și întreba prietenii ce ar putea să facă. Până la urmă nu le-a ars, dar din păcate pentru ea, pentru că după aceea a spus, citind caietele, a spus, mi-am dat seama că am stat lângă un străin după ce a citit acele caiete. Aș mai adăuga și asta, dincolo de toate celelalte asemănări care pe mine mă onorează între Weltanschauung al domnului Nemoianu și al meu, aș mai adăuga încă unul care m-a emoționat. Când eram student, am citit Falezele de marmură în anumite extrase în secolul 20, care nu mai seamănă cu revista secolul 21. Mi-e teamă că nici secolul 21 va mai semăna cu secolul 20 în ceea ce a dat bun. Din păcate, a început să semene cea de secolul 20. Rău, e vorba de Ernst Jünger, pe care domnul Nemoianu îl descrie într-un mod admirabil. Repet, o carte de temelie pentru oricine vrea să înțeleagă ce se întâmplă în România de astăzi, ca să poată păși înainte. Și dacă ar fi să leg ceea ce vreau să spun în final de ceea ce a spus distinsa noastră editoare, aș spune că această carte ne ajută ca trecutul să nu fie o povară, ci să fie o resursă. Ceea ce cred că este fundamental pentru un popor. Am venit special aici la Iași pentru această lansare și, domnule Nemoianu, eu vreau să vă mulțumesc chiar și pentru tot ce ați făcut, fără să știți, pentru formarea mea în lumea asta atât de turbulentă. Mulțumesc! Da. Mulțumim, Claudia Vântanian. Aș vrea să-l felicităm cu toții pentru premiul Angelus, la Florea. Nu numai la Abelua și premiul de popularitate, a luat tot. I-a lăsat, da. Mulțumim, domnul Albert, pentru vorbele frumoase și adevărate la adresa Virginiei Nemoianu, care și pentru mine a fost și rămâne un mentor. Îl rugăm pe domnia sa să intervin. Da, să încep prin a mulțumi vorbitorilor care, de fapt, m-au umilit într-o anumită măsură, dar sunt consolat de un alt vorbitor de la București, care, adresându-se studenților, spunea să nu credeți nimic din ce vă spunem noi,
ci să mergeți la sursă și să vă lămuriți voi și ce este adevărat și ce nu este adevărat. Și asta mi s-a părut un foarte sănătos sfat care s-a acordat. Acum, în ce privește primul din volume, cel gros, eu, într-adevăr, consider că aș fi putut, continui să consider că aș fi putut face lucruri mai temenice și mai folositoare pentru cariera mea, pentru vocația mea și așa mai departe. Acum, evident că nu-mi pare rău, sunt o seamă întreagă de texte acolo care eu cred că sunt adevărate și judicioase și în niciun caz nu mă rup de ele, deci le consider că au un anumit interes și în momentul de față, dar în adevăr, așa cum spunea Alina Ledeanu, la sfârșit este acel appendix 5 eseuri care schițează una din cărțile pe care spuneam că aș fi putut să le scriu. Și anume, eu mereu am fost tentat de către un mare istoric american, mai în vârstă decât mine și după mine cel mai bun românist istoric american, pe numele lui Keith Hitchens, și care mereu mă sugera, hai să scriem împreună o istorie a literaturii române. Bun. Și, într-adevăr, cred că dacă s-ar fi realizat acest lucru, ar fi fost o istorie destul de diferită de istoriile care s-au scris până acum. Acum, atenție, eu nu vreau niciun caz să le minimalizez sau să le marginalizez pe cele existente, de la Iorga și Călinescu și până la cele mai recente, la Manolescu sau chiar la fostul meu student Marian Popa și alții. Vreau numai să spun că dacă există o literatură română, o istorie a literaturii române, atunci ea, dacă există, atunci înseamnă că poate să fie văzută din diferite unghiuri. Ori, ea a fost văzută din diferite unghiuri, dar eu cred că aș fi adăugat anumite lucruri care nu s-au spus, adică anumite subterane, anumite catacombe ale și, cum spun, care sunt schițate în acele. Deci, dacă nu aveți chef să citiți o carte așa de groasă, atunci poate mai ușor citiți acele eseuri finale și o să vă surprindă, poate, sau în orice caz o să vă sugereze că se poate scrie și altfel o istorie a literaturii române. Pe de altă parte, e perfect adevărat, cum a spus domnul Vosganian, că, într-adevăr, se constituie din acest prim volum o anumită concepție sociopolitică și socioculturală în care eu cred, în care pentru mine s-a constituit încetişor, adică din adolescență, dar foarte, foarte treptat s-au adunat cunoștințele mele, de-abia când trecusem de 30 de ani și trecusem de 40 de ani, dar a existat o anumită continuitate și care eu cred că prezintă un anumit interes și pentru prezentul românesc, unde
Ceea ce mă surprinde cel mai mult este că partidele sunt numeroase, dar doctrinele sunt foarte nenumeroase. Sunt foarte sărăcăcioase și, ca să nu spunem, total absente de cele mai multe ori, sau paradoxale și, în sfârșit, sunt lucruri de acest fel. Acum, cum se leagă volumul al șaselea de volumul al cincelea? Există, sunt acolo o serie de capitole, unele sunt de stilistică structuralistă, unele sunt mai istorice, mă rog, astea se pot observa foarte ușor. E un aspect pe care însă și aici vinovăția este evident a mea, nu reies destul de limpede, după părerea mea. Adică sunt sugerate în titlu, Surâsul Abundenței, și pe aici, pe acolo, sunt anumite referiri. Și anume, de ce îl consider eu important pe Doinaș Bun? Pe de o parte, sigur, pentru că e un constructor de punți și care, într-adevăr, leagă literatura care a fost retezată cu deplină cruzime cam prin 49-50 și o literatură care înceta din nou să se încropească în anii 60, pe urmă mai târziu. Bun. Și Doinaș are faze succesive în care răspunde cumva la fiecare din aceste lucruri. Deci, el izbutește să lege istoria română, cum s-a spus aici, așa de către Mircea Platon și de ceilalți. Este o istorie care mereu începe, se întrerupe, se reia și așa mai departe. Nu? Ori, atunci e interesant să căutăm acei oameni care leagă lucrurile. Bun. Dar ceea ce n-am subliniat eu destul și ce vreau să subliniez acum este lucrul următor. Eu îl consider pe Doinaș foarte important pentru că este emblematic pentru întreaga comunitate carpato-dunăreană în anii în care a suferit sub dictatură și împilare. Reacția acestei comunități nu a fost caracterizată prin eroism, prin martirare. Acum, o notă de subsol. Eu nu neg deloc că au existat și martiri și eroi și am tot respectul și dragostea față de aceștia. Mă pot lăuda chiar din propria mea familie cu exemple de acest fel. Deci, dar ei nu au reprezentat majoritatea, nu au reprezentat reacția majorității populare a întregului grup de locuitori. Reacția aceasta a fost mai degrabă una de încercare de adaptare, pe de o parte, și a fost apoi, cumva instinctiv, o încercare de a produce cât mai mult în diferite domenii. Nu numai culturale și literare, deși acestea sunt foarte tipice, deci producția aceasta abundentă e, zic eu, mai importantă decât rezistența prin cultură. Eu, e un termen foarte larg, foarte des folosit. Eu nu sunt potrivnic acestea, cum sunt unii care fac bancuri pe seama, nu sunt de acord cu asta, dar cred
că producția de abonenți, deci ce încercau cei de la putere să facă? Ei încercau să taseze, să reducă, să strângă, să simplifice, să, nu? Să minimalizeze, să elimine anumite lucruri, să le reducă la anumite alte direcții. Și răspunsul opus era nu. Hai să producem atât de mult încât încercarea lor de reducție să nu reușească. Ori asta categoric este exemplar la Doina și din cauza asta îl consider foarte, foarte emblematic sau simbolic pentru perioada acestor aproape 50 de ani în care România a trăit în condițiile pe care le știți la fel de bine sau mai bine decât, decât mine. Ori acest lucru, nu știu, mi-e teamă că nu reiese prea bine din, din cartea asta, dar în mintea mea asta era, după cum se vede și din titlul respectiv al cărții. În sfârșit, și cu asta vreau să închei, în ambele, un alt lucru care leagă aceste două cărți este un fel de privire retrospectivă la platonism, nu? Unde avem triada adevărul, binele și frumos. Ori, ce observ eu în catedrele de filozofie din America și din ce în ce mai des și din Europa, că această triadă tinde să fie redusă la o dualitate. Deci numai la epistemologie și la etică, numai la studierea adevărului și a binelui, analiza, mă rog, formalizarea până la un punct a acestor lucruri și mai departe. Iar frumosul este nu numai marginalizat, dar uneori chiar eliminat. Șters din cartea de imobil complet din acest lucru. Ori, eu am încercat atât în volumul în care sunt aspecte, sigur, sociopolitice mai mult, cât și în volum de critică literară strict, cel mai scurt din acestea două, eu am încercat să subliniez că existența umană este stâlcită, este diminuată în momentul în care nu înțelegem într-adevăr această tripletă care rotunjește și completează și întregește funcționarea neamului omenesc în, într-adevăr, în întregimea sa. Și, deci, privirea era îndreptată spre autori la care aceste trei aspecte, aceste trei unghiuri sunt complet prezente. Este și părerea mea, dar și a autorilor pe care îi discut. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Eugen Moianu și domnului academician Eugen Moianu pentru excursul atât de frumos asupra celor două volume proaspăt publicate de domnia sa. Cu această lansare arca lui Gutenberg și ca un cheie, nu? Urmează un moment festiv pe mine și dacă cei interesați, domnul profesor, cred că va acorda autografii celor interesați. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați implicat.